fost că m-a prezentat. Eu sunt aici în calitate de consultant economic pentru dânsul și vreau să vă spun doar câteva cuvinte. În primul rând, nu există nicio garanție că nu vor fi atacate gazele de șist. Pentru că eu sunt absolut convins că ăsta este scopul final. Această exploatare de gaze de șist este cu substanțe otrăvitoare, care nu pot fi localizate, să fie foarte clar. Nu trec granița, nu bun, trec granița, dar rămân și aici. Nu asta e problema noastră, că trec și la alții. Deci, este extrem, extrem de important să înțelegeți foarte bine aceste aspecte și, de asemenea, e nevoie de o solidaritate extraordinară. Pentru că, așa cum s-a spus, numai împreună veți reuși. Dacă vor fi acțiuni izolate, dacă fiecare se duce singur pe locul lui, nu se va întâmpla nimic, pentru că ei vin într-o forță extraordinară. Este nevoie de foarte multă înțelegere și foarte multă disciplină. Pentru ca să nu puteți fi învinovățiți, că ei o să vă provoace, o să facă tot felul de lucruri, de care trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Sunt absolut convins că este posibil să învingeți. Mai e o problemă. Să spunem la televizor că avem nevoie de independență energetică. În primul rând, aceste gaze nu vor fi proprietatea statului român. Da? Și se vor vinde la aceleași prețuri ridicate, cum se întâmplă și acum. În al doilea rând, problemele în viitor vor fi hrana, apă. Populația se mulțește foarte mult, e nevoie din ce în ce mai multă hrană. Și dacă cei care au semnat aceste documente vor să înlocuiască dependența energetică cu o dependență de hrană, adică să nu mai avem ce mânca, în condițiile în care aceste exploatări se epuizează. Dacă vreți să vă spun, când eu eram copil și m-am dus în zona Ploiești, erau sondă lângă sondă. Acum nu mai există niciuna. Pentru că aceste resurse sunt epuizabile. Ele nu sunt ca și pământul pe care îl cultivați dumneavoastră sau combinat cu agro industrial, care poate să funcționeze așa cum a funcționat de câteva mii de ani în urmă și încă o perioadă destul de lungă în timp. Deci, eu nu pot să vă transmit decât un singur mesaj. Este absolută nevoie să înțelegeți acest lucru, să fiți solidari, să fiți corecți, pentru că nu poate nimeni să vă încalce un drept constituțional, decât cu riscuri extraordinare. Deci este absolut sigur și s-a demonstrat, și nu mai vreau să repet ce s-a spus, o serie de state nu permit această chestiune. Și eu, dacă vreți, pot să confirm ce a spus domnul Muscă, când eram și eu mai tinerel, știu când s-au făcut primele explorări la Turnu, în zona Pecica, toate chestiunile astea se termină. Și e păcat. România are șanse să-și rezolve energia altfel. Dar trebuie să înțeleagă cei care conduc această chestiune, pentru că dacă sunt țări care exploatează 90% din potențialul hidroenergetic, noi exploatăm 40%. Să nu discutăm de energia eoliană, vântului, să nu discutăm de energia de la soare, care încă Germania o dezvoltă extraordinar, să nu discutăm de energia bio, pentru că aveți animale care pot fi folosite în producerea de energie de biogaz și alte metode, așa zis, pure, care nu contaminează mediul, din contră, îl apără. Deci aceasta este o chestiune, este o decizie extrem de importantă, dar pot să vă spun că există o presiune extraordinară din partea unor companii internaționale pe care nu interesează viața dumneavoastră, să ne spunem foarte clar. Nu interesează. Ei vin, își fac treaba 5 ani, 6 ani sau cât o fi și după aia își iau catrafusele și pleacă și dumneavoastră sau urmașii dumneavoastră rămâneți. Deci există o problemă extrem de serioasă și mai mult decât atât timp cât Academia României, Academia de Științe Agricole, nu s-au pronunțat asupra acestui aspect. Înseamnă că sunt probleme. Înseamnă că sunt probleme și va trebui să înțelegeți cu toți aceste chestiuni. Mă opresc aici pentru că nu eu trebuie să vă vorbesc foarte mult. S-a spus atât de multe lucruri, s-a spus atât de clar. Eu personal n-am pământ la curte, știi? Eu am pământ la fel, dar pot să vă spun că primesc 600 de kilograme pe hectare. Înainte de vorbim de gaze de șist, vreau să vă spun că în ultima perioadă, în ultimii ani, în ultimii 4 ani, se lucrează puternic la erodarea imaginii
autorităților locale și în special a primarilor. Nu se înțelege o treabă și pot să transforme primarii în slujbași ai statului. Eu nu sunt slujbași ai statului. Pe mine m-au ales cetățenii și statul nu vrea să înțeleagă și guvernul că eu nu sunt angajatul guvernului și a statului român. Eu sunt reprezentantul dumneavoastră, acelor care m-ați ales, împotriva statului și a guvernului. Eu trebuie să îmi impun și să transmit și să mă apăr pe dumneavoastră, nu pe guvern împotriva dumneavoastră. Ori asta nu se înțelege. Inclusiv discuția care se poartă că este sau nu este primarul funcționar public. Nu este funcționar public. Primarul este un cetățean ales de către cetățeni să lupte împotriva statului pentru drepturile cetățenilor. Nu să lupte cu cetățenii pentru drepturile statului. Revenind la problema cu cazul de șist, fiind confundat cu o persoană care luptă împotriva cetățenilor ca să apăr statul, s-a spus în comunicatul ăsta că există relații bune între cei care, între firmele care vor să exploateze și să exploareze și autoritățile locale. Am avut 4 întâlniri cu reprezentanți ai celor de la MOL. La prima întâlnire au venit ca să le dau acord de prospecțiune. Am exprimat mirarea și am spus, domnule, nu pot să vă dau un acord de prospecțiune. Deci în ce măsură să vă dau? Dar dumneavoastră sunteți primar. Păi bun, dar dumneavoastră unde vreți să exploatați? Pe terenul din Curtiș. Păi terenul din Curtiș nu aparțin primăriei. Cum să vă dau eu acord pe ceva ce nu aparține primăriei? Primăria nu are, deci primăria Curticiului e Curtiș. Curticiul nu e al meu. E al tuturor. Dar nu există proprietate a primăriei terenului Curtici. Păi știți că dacă dumneavoastră ați dau un acord de principiu, atunci lumea nu știu ce, nu există așa ceva. Adică eu ar trebui să dau un acord pe ceva ce nu aparține și aș face un mare abuz în serviciu. Bun. A doua discuție care am avut-o, am venit din nou și au zis că nu mai le trebuie, deci nu un acord pentru exploatare, un acord pentru a putea să folosească drumurile publice. Am arătat de dumneavoastră și domnilor, eu sunt nedumerit, adică România face parte din Comunitatea Europeană. Orice cetățean din Comunitatea Europeană este liber să circule pe bază de buletin oriunde în Europa, respectând legea. Nu ai nevoie de un acord ca să te prindi în Franța, în Germania, în Ungaria, oriunde umblă, cât vrei. Păi da, dar dacă am avea acord pe drumurile publice, atunci nu pot să vă dau un acord pe drumurile publice, încă o dată. Că nici drumurile publice nu sunt ale noastre, sunt publice, de ales sunt publice. Deci nu sunt proprietatea cuiva. Și după aceea au început alte discuții, domnul director a fost de față, v-a povestit la restul. Deci au început treptat, tot mai sus să urce gradul celor care ne vizitau. Nu știu cum o să ne luptăm cu ei, deci noi am încercat în primul consiliu local, ceea ce știți sau nu știți, am făcut o hotărâre de consiliu local în care am încercat să interzicem exploatarea gazelor de șist. Deci noi am zis că, domnule, acum exploatarea petrolului nu poți interzice. Exploatarea bogăține, deci lumea mi-a spus că proprietatea e sfântă, dar tot în Constituție spune că bogăție subsolului sunt ale statului. Ori nu există termenul de gaz de șist până acum, nu a apărut termenul. Și speculând faptul că există termenul de gaz de șist, am dat o hotărâre de Consiliul Local în care am spus că pe teritoriul Curticiului Consiliul Local hotărăște interzicerea exploatării gazelor de șist. Această hotărâre a fost atacată de către prefectură în contenciosul administrat, așa se spune, și am intrat în judecată. Primărie s-a apărut un advocat care ne-a reprezentat. Am pierdut, normal că am pierdut, v-am spus de ce am pierdut, pentru că bogățiile sunt ale statului, sunt solului și reprezentantul statului guvernul. Deci nu poți să te judeci cu guvernul. Acum suntem în recurs. Ce vreau eu să vă spun? Eu cât sunt primar, mult puțin, cât vor mai fi o lună, două, trei, un an, are importanță, nu voi semna absolut niciun acord și nicio hârtie și n-am semnat pe o hârtie în acest sens. O hârtie care să permită cuiva o exploatare pe teritoriul Curticiului. De nicio natură. Pentru că nu există nicio lege și, cum v-am spus, eu sunt reprezentantul dumneavoastră. Deci nu am cum să semnez și nu voi semna. Chiar cu riscul de a pleca din primărie mâine. Deci nu se pune niciodată probleme. Bun. Nu știu că am și de suferit.
Nu știu, dumneavoastră, și presiuni și alte probleme și dat cu subsemnatul și mai există și persoane binevoitoare care sunt puse să anumite lucruri și dosare, că asta este România. Deci dacă nu oferă, lasă că îți arătăm pisica și atunci o să... Ei nu o să o facă. Deci chiar dacă ajung și la pușcărie, nu e nicio problemă, că așa e făcută pentru oameni. Până la urmă. Una, doi, o stat alții mai mari. Deci nu voi semna. Nu m-a cumpărat nimeni niciodată cu niciun leu și nici nu o să mă cumpere. Cot fi 10 milioane, cot fi 5, cot fi 1 euro, n-are nicio importanță pentru mine. Eu sunt adeptul unui proverb care spune că, domnule, dacă ai mai mult, dacă mor și ți-o mă să nu mă mai mult de 4 milioane, eu să mă că ai trăit degeaba, adică nu ți-ai trăit viața. Perfect, mai vechi. Totuși trebuie să și trăim, numai banul contează, contează și obrazul omului. Doamna advocat, dacă doriți, o să vă spună discuțiile care s-au purtat la tribunal, ca să înțelegeți mecanismul care s-au purtat pe baza acelei decizii de a interzice exploatarea gazelor de șist în Hurtici. Doamna Barna, că am avut ocazia și norocul, din punctul meu de vedere, de a vă reprezenta în acest demers inițiat de către autoritățile locale. Din păcate, instanțele arădene au considerat că demersurile făcute de către autoritățile publice ar încălca legea. Am analizat legislația, am discutat cu domnul primar, am discutat cu domnul Muscă, care au avut bunăvoința să facă toate demersurile necesare înainte să preiau eu acest dosar, domnii consilieri, domnul Moț. Instanța, din păcate, consideră că autoritățile locale nu sunt în măsură în acest domeniu să hotărască. Este efectiv surprinzător în condițiile în care nu avem o lege care, în fapt, să fi fost încălcată. Consultarea dumneavoastră s-a făcut. În cunoștință de cauză asupra efectelor produse de aceste demersuri de exploatare ale gazelor de șist, sunteți încunoștințați. Vocea dumneavoastră a fost exprimată prin listele de semnături care le-am depus în fața instanței. Vocea dumneavoastră a fost exprimată prin ziare, prin prezența în sală a domnului consilier Bulboacă, a domnului Moț, a multor tineri care militează în țara asta împotriva acestor demersuri. Instanța, așa cum am spus, consideră că autoritatea locală nu este în măsură să dispună asupra bunurilor de interes public al statului. Ce înțelege instanța prin aceasta? Înțelege că aceste resurse numite gaze de șist ar reprezenta bunuri de interes public al statului. Din păcate, nu am găsit nici eu, nici colegii mei care au avut procesele duse în județul Iași, un temei legal care să califice aceste gaze de șist drept resurse naturale de interes național. Dacă aceste resurse ar avea această calificare, noi nu am avea niciun cuvânt de spus, pentru că statul, care din punctul de vedere al autorităților centrale nu există identitate între cetățean și statul român, ceea ce este o imensă greșeală juridică, în primul rând, statul este cetățeanul fiecare dintre dumneavoastră. Acest aspect, instanța ne-a respins acțiunea, adică a admis acțiunea prefectului, pentru că prefectul a fost cel care a inițiat și a solicitat adularea hotărârii Consiliului Local, considerând că există un temei de drept care califică aceste resurse naturale ca fiind de interes național. Nu există un astfel de temei legal, repet, susțin acest lucru cu tărie, am citit toate legile în materie, am citit Constituția, am citit legea petrolului, am citit punctele de vedere juridice ale colegilor avocați, ale parlamentarilor, ale comisiilor, ale tuturor forțelor de specialitate, ca să le spun așa, studii ale profesorilor.
Nu există nicăieri în legislație o reglementare juridică asupra acestor resurse. Prin urmare, cât timp aceste resurse nu sunt declarate de interes public național, ele sunt ale dumneavoastră și ale comunității locale. Terenul în care se găsesc aceste resurse este al dumneavoastră și al colectivității locale. Până atunci aveți un drept de susținut și de apărat. Nu este ușor, nu este ușor să duci o luptă cu ghilimele de rigoare cu sistemul. Nu știu pentru cine este făcută legea sau de ce este făcută legea. Consider că în acest moment suntem în faza în care trebuie să ne căutăm dreptatea în fața justiției. Suntem în faza în care trebuie să apelăm la o entitate separată de orice interes, că ar fi patrimonial, personal a unei societăți, sau ar fi un interes al statului sau colectivității locale, respectiv justiția, consider că aceasta este cea care va trebui să facă dreptate și va trebui să țină seama de doleanțele dumneavoastră. Toate aceste puncte de vedere eu le-am reiterat prin recursul pe care l-am făcut. Nu pot să spun decât că sper, la fel cum sperați și dumneavoastră, că justiția va avea urechi să audă și să vadă punctul de vedere pe care noi îl exprimăm, susținerea pe care dumneavoastră o manifestați pentru demersurile autorității locale și susținerea pe care o manifestați pentru a vă apăra drepturi. Eu mai mult decât am spus, nu am ce să spun, îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră să avem un câștig de cauză. Și vreau să continui, să vă spun că probabil că vom pierde și apelul, dar vom continua. Deci dacă nu li s-a admis hotărârea cu exploatarea gazelor de șist, vom emite o altă hotărâre care vom spune că pe teritoriul Curticiului se interzice exploatarea prin fracturare hidraulică. Deci îi dăm un termen. Tehnic. Are un termen tehnic. Să vedem dacă spune și treaba asta. Dom'le, exploatăm. Zice, exploatăm petrol, exploatăm gaz, dar nu prin fracturare hidraulică. Și să încolos să văd ce va spune justiția așa atunci. Deci când dăm și termenul, adică vreau să spun că la ora toată suntem doxan ce privesc gaze de șist. Să nu credeți că am stat și am așteptat. Deci, cred că v-ați dat seama din cuvântul Doamnei că știm aproape tot ce s-a discutat în țara asta și tot ce e lege despre gazele de șist, despre exploatări, că asta este. Deci, nu. Ne-am pus și vom veni acum în continuare, deci într-o perioadă destul de apropiată, cu următoarea hotărâre de Consiliu, să vedem ce se întâmplă, în care vom spune că este interzis exploatarea prin fracturare hidraulică. Și așa, vom vedea. Dar încă o problemă. Dumneavoastră sunteți cetățeni. Eu nu pot să vă spun dumneavoastră ce trebuie să faceți, dar vă asigur că sunt alături de dumneavoastră și voi face ceea ce doriți dumneavoastră. Deci eu nu vă incit la nimic. Dar în momentul în care dumneavoastră hotărâți ceva, dacă doriți să vă fiu în frunte sau alături de dumneavoastră, sunt acolo, alături de domnul director și de tot cei care tot ce vor hotărâi și eu voi fi în primul rând, atât cât sunt primar. Deci nu o să fac un pas în spate. Vă mulțumesc. De cât credeam până acum, legile în România sunt făcute pentru cetățeni și spre binele lor. Se pare că nu. Și când un filozof în urmă cu vreo 3000 de ani spunea că pe hoții cei mici îi băgăm la închisoare și pe cei mari îi promovăm în funcții importante, se pare că avea dreptate. În 25.06.2013, Consiliul Local Curtici, două hotărâri de Consiliu pe care prefectura ne-o anulează. Și aici spune că hotărârea poartă numărul 71 privind interzicerea explorării, dezvoltării și exploatării gazelor de șist pe teritoriul administrativ al orașului Curtea, județul Arad, prin metoda fracționării hidraulice. Avem o avocată bună cu care am lucrat. Am fost o echipă nu foarte mare. Am avut și pe Răzvan Bulboacă în această echipă, am fost și eu. Și am făcut drumul și la Cluj și la Timișoara și am vorbit cu specialiști. Noi ne cerem scuze în numele meu și în numele domnului director că această ședință, sau cum să-i spunem, a fost pusă așa, pe nepregătite. Ieri ne-am întâlnit noi doi aici, am zis, hai să facem ceva, că planuri au tot și proiecte. Și ne-am întâlnit astăzi la 4. Am sunat vreo 40 de oameni și sunteți 240. Și mi se pare minunat.
Am sunat consilierii locali de la Curtici, primarul de la Macea, preoții de la Curtici, domnul primar, preoții de la Macea. Și așa mai departe, Consiliul de Administrare, pe domnul Cuzma și așa mai departe, avocata noastră. Dar din păcate, în afară de ce mai răspunde din Macea și Olar, ceilalți primari nu percutează. Ce scuze, prietenă? E adevărat. Nu percutează, deci. Nu, dar eu am discutat cu alți primari. Eu am discutat cu alți primari, v-am spus că nu stau. Chiar dacă mi se pare că e vânt mai... Între timp am discutat și cu alți primari din zonă. Că sucită, că învârtită, că să mai vedem, că nu știm, că voi ce faceți. Adică, mă, frate, deci hai să ne unim, că nu e vorba numai de Păuniși aici, e vorba de toată zona, Păuniși, Șiria, Ocriș, Olar, Trebuie să antrenăm Aradul, să priceapă Aradul că va avea apă otrăvită. Repet, apa nu este în sticlă, în pământ, apa circulă, nimeni nu poate stabili, nimeni nu poate opri. Se duce și în sus și în jos. De ce? Pentru că toată apa aia care o bagă să spargă roca, o injectează în pământ, că n-are ce să facă, că nu ne-o poate lăsa deasupra pământului, da? Și ca să ne închidă gura, o injectează înapoi în pământ. Numai că ea nu stă. Într-un alt poios circulă și în sus și în jos. Și vedem, pentru că așa arată toate filmele de la americani. Adică nu suntem nebuni. N-am venit acum că vă putem ține până dimineață. N-am venit să spunem, uite cum arată filmele, cum le omoară animalele, cum omoară oamenii, cum spune ce boli au și câte boli incurabile și toți îi umple de cancer. Cancerul e baza la toate. Stă în ăsta. Cea mai meschină boală care se poate spune la ora actuală și care e așa de greu de vindecat. Trebuie prins Aradul, trebuie să înțeleagă lumea, nu numai de Curtici și vorba. Și primarul de la Macea trebuia să fie aici. A venit cel de la, nu știu cel de la Sântana, dar să știți că la Sântana eu i-am adunat și am făcut odată o altă întâlnire la Sântana și am fost cu câțiva fermieri acolo. Și acolo a fost clar iară că e gaze de șist. Și la un moment dat era să-i sară câțiva dintre oameni să-i bată pe ăștia de la Panfora Oil. Deci nu îl trebuia până la urmă și m-am liniștit eu, că am agitat poate prea mult spiritele și m-am liniștit și am zis că nu e cazul să dăm turnăre. Domnilor, dacă nu suntem uniți, vedeți acum s-au spus câteva luări de poziție și vă ascultăm și pe noastră. Ce gândiți să ne spuneți și cum să facem? Dacă nu suntem gândiți, dacă nu suntem uniți, toți pentru unul și nu pentru toți, atunci îi lăsăm să circule pe drumul. Nu ne punem, n-avem treabă cu ei. Sigur că îi urmărim și noaptea la 12. Nu o să intre noaptea și să lucreze noaptea și noi să nu știm. Vă dau un scris asta. Dar în momentul când intră, îi opresc. Dar în momentul când venim și ne adunăm 100 de oameni, obsesia mea, cu 100 de oameni n-am făcut. Vin jandarmii și pățim ca și Bunceștiu. Atât trebuie să aveți în noastră. Solidaritate, toată lumea. Dacă zicem că eu nu mă duc, du-te tu, sau eu zice că du-te tu sau du-te tu, atunci n-am făcut nimic. Acum este momentul să vă dați mâna și să vă arătați solidaritatea umană. Și a fost solidaritate în multe locuri, în Curtici. Nu exclud și nu vreau să comentez că au fost. Că vine un vânt pământul, spunea cineva tot pe Facebook-uri. Eu, domne, că o să bage pe jumătate de hectar, sau pe un hectar, pe pământul lui Muscă. Și să duce că l-am vândut eu, că îmi dă 20.000 de euro pe el. Domne, dar trebuie să treacă peste toate pământurile. Și tot îi putem opri. Și tot îi putem opri. Mă duc cu tractoarele, cu țigane aici, și cu tractoare și combine le punem. Dacă nu avem și partea umană, nu vom putea face față. Da. Nu vom putea face față. Trebuie toată lumea. Repet, toți avem responsabilitatea copiilor noștri și a bătrânilor noștri. Toți avem această responsabilitate. Să nu-i otrăvim. Nu înseamnă altceva decât otravă.